A devenit o tradiție ca în ajunul praznicului nașterii Domnului, mănăstirea Hadâmbu din județul Iași să organizeze o serbare dedicată Crăciunului. În dimineața zilei de 24 decembrie, puțin după răsăritul soarelui, pe o vreme mohorâtă, copiii și tinerii din comunele Mogoșești și Mironeasa și-au îndreptat pașii către așezarea monahală din Dealul Mare. Cu toții au ajuns în ograda Maicii Domnului pentru a se bucura de o sărbătoare închinată pruncului Iisus în jurul frumosului brad din fața arhon. Primul dar pe care arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, l-a făcut celor prezenți a fost concertul de colinde. Astfel, au susținut repertorii grupul psaltic instrumental Nectarios al Bisericii Sfântul Ierarh Nectarie din Iași, dirijat de Dragoș Chelariu, corul Sfântul Ierarh Nicolae al parohiei Băcu Ipatele, județul Iași, dirijat de preotul Marius Nica și corul tinerilor din parohia Cucutenile Țcani, județul Iași. La masă, flori de măruri, merișorul, masa plină în tot anul, florile datele. Împărăția nu i-a dat, doar celor ce l-au ascultat. Colindele deosebite au fost răsplătite de către copii și de către părinții acestora cu aplauze. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță i-a îndemnat pe cei mici și pe cei mari să păstreze dreapta credință și să mențină tradițiile frumoase din perioada Crăciunului și Anului Nou. În același timp, Părintele Stareț a vorbit despre importanța ascultării față de părinți, despre rugăciune, despre prezența la Sfintele Slujbe, despre taina spovedaniei și a Sfintei Împărtășanii. Părintele Nicodim Gheorghiță și-a manifestat recunoștința apoi către fiii duhovnicești care, din jertfa lor dăruită de Dumnezeu, au susținut organizarea campaniei Daruri în cinstea pruncului Iisus, pe care mănăstirea Hadâmbu o derulează în perioada decembrie 2019-ianuarie 2020. Vrâncit Dumnezeu an de an să vă bucurăm, să vă aducem acea bucurie în sufletelul vostru. Și cu siguranță, frățile voastre, voi toți copilașii, dați dovadă că sunteți și credincioși, și ascultători de părinți, de profesori, de învățători. M-aș bucura să fie așa, ca voi toți copilașii care sunteți credincioși și aproape de biserică, să deveniți în viitor și în viață, de ce nu? Veți fi oameni mari, veți deveni oameni mari, atât timp cât veți învăța la școală, veți asculta de învățătorii voștri, veți avea și un viitor frumos. În primul rând să-i mulțumesc în mod deosebit domnului primar de Ipatile, care deși are o comună destul de mare, tot timpul a fost alături de noi la aceste mari evenimente, nu numai la hramul mănăstirii, ci la ajutorul tuturor care ne ducem la nevoiași, la orfani, la văduve și la pachete care le facem în ajunul Crăciunului. Hristos Dumnezeu să-L țină sănătos toată familia domniei sale. Și în ultimul rând mulțumim domnului director Constantin Nechifor, firma Prestarea, care a ajutat foarte mult, fratele Artemie Talmaciu și la toți cei din fiii mei duhovnicești și socia Gheorghe și la alții care au contribuit, Bogdan Ion, Mătrescu Gheorghe, la pachetele care vă bucurăm pe voi astăzi. Deși vremea a fost destul de rece, copiii au reușit să interpreteze câteva colinde în cor, iar la final s-a cântat Mulți ani trăiască. Maria, într-un mic sălaș, serbarea s-a încheiat cu oferirea darurilor din partea mănăstirii Hadâmbu. Mulți copii să aibă multă sănătate, un an viitor fericit și un Crăciun fericit. Părintele Stareț este un preot foarte bun și iubește copiii. Este o biserică foarte frumoasă.
Mi-a atras foarte mult atenția bradul, biserica împodobită și totul. Să aibă un Crăciun fericit, un an nou fericit și să fie sănătoși. În zilele de Crăciun, mulți copii au revenit în așezarea din dealul mare pentru a umbla cu steaua. De asemenea, în ajunul anului nou, aceștia merg cu uratul, iar în prima zi a noului an, cu semănatul.